Noi toți ne rugăm așa, Tatăl nostru care ești în ceruri. Asta înseamnă că noi suntem frați. Chiar și islamiștii și alții care cred și ei într-un Dumnezeu sunt frații noștri, chiar dacă unii sunt păgâni săraci, dar sunt frați. O, dacă noi am avea așa o inimă bună unii pentru alții, ca în adevăr să fim copiii lui Dumnezeu, că copiii lui Dumnezeu n-au ură, n-au răutate, n-au dispreț, n-au ucidere, n-au gânduri rele unii față de alții, ci au gânduri bune, au gânduri de mântuire, de îngrijire. De la început vreau să vă spun că deloc sunt din Copăcești, deci Ruginești este comuna de unde vine sora noastră Maria, acum am aflat și eu. Deci noi am trăit la 2-3 km depărtare, cred că, dacă e din familia Lungu, am înțeles. Și eu am rude în Ruginești și în Copăcești. Da, este o surpriză pentru mine. Gândește-te că Dumnezeu a apropiat azi Ruginești de Tămășoaia, Bâlca, Coțofănești și toate aceste ținuturi unde sunt copiii ai lui Dumnezeu care cred mai mult sau mai puțin. Pentru că credința este diferită. Sunt grade de credință. De exemplu, sunt oameni care cred că există Dumnezeu, dar nu cred că ar exista și iad și rai. Și asta e o credință total falsă. Câți oameni n-ați auzit care spun, cine a mai venit înapoi de acolo? Cine știe ce-o fi? O mai fi ceva? Și de aceea zice în cuvântul lui Dumnezeu că nebunii zic în inima lor, nu cred că este Dumnezeu. Dar aici eu nădăjduiesc că sunt oameni sănătoși. La Tămășoaia am auzit de două religii principale aici și înseamnă că e loc pentru cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur că s-a mai făcut un pic de liniște. Cineva era cam călăgios acolo, dar oricum nu se va filma ceea ce el spune acolo în stradă, dar bine ar fi dacă ar fi cu respect orice om care e acolo mai departe, pentru că eu dacă merg la o mormântare, indiferent de religie, sunt cu respect. Nu vorbesc, nu întrerup vorbitorii care sunt acolo. Și asta este ceva natural pentru orice om când merge într-o casă de jale. Vreau să vă spun ceea ce am vorbit cu Iosif înainte. Știți câte pagini sunt în Sfânta Scriptură? V-ați gândit câte pagini sunt? Și Iosif știe că am vorbit amândoi. 1223 de pagini sunt în Sfânta Scriptură. Și înainte de a veni la voi, am deschis-o și s-a deschis exact aici unde vă citesc acum. Ecleziastru, capitolul 7. Ascultați! Din 1223 de pagini și 30 și ceva de mii de versete care sunt în cuvântul lui Dumnezeu. S-a deschis exact la acest capitol și la aceste versete. Ecleziastru 7, versetul 2. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere. Căci acolo, adică aici unde ați venit voi azi, îți aduci aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Ați auzit ce au vorbit și Ion înainte și fratele Iosif? Toți murim, dar nu toți murim la fel, nu toți mergem în același loc. Este în popor vorba aceasta pe care voi o știți, cum îți așterni, așa vei dormi. Și dacă tu mori în păcat cu Dumnezeu și în păcat cu semenii tăi și ai crezut în Iisus Hristos, care este jertfa de ispășire, este Fiul lui Dumnezeu, singurului Fiu, sângele inimii Tatălui a fost dat pentru păcatele mele și ale tale. Și dacă tu îți bați joc de asta și crezi că te duce Boca sau Parascheva sau oasele morților sau ghidul de lemn și de sticlă și picturi, că te duc în împărăție și îți iartă păcatele, asta e un blestem și o bat jocoră pentru Dumnezeu și pentru jertfa singurului Fiu care a murit pentru mine și pentru tine, omule. De aceea trezește-te, tu care dormi, scrie în cartea asta.
scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Pentru că El s-a îndurat de noi. Când mă uit la voi aici, așa e de frumos. Ca și la noi, la Copăcești, pădurea cade pe voi. Au început hribii, vin ghebele. Dumnezeu a avut milă, ați putut crește animale, ați trăit o viață simplă. Ce bine că nu sunteți în București sau în New York sau Oslo, unde e plin de drogați și de nebuni și de închinători la idoli și care fac păcatele contra naturii. Ați auzit de aceștia, bărbați cu bărbați și femei cu femei și tot felul de nebunii și vrăjitorii, dar voi trăiți într-un sat liniștit. Dumnezeu v-a dat unora o viață lungă, aveți 60, 70 și eu am trecut de 70. Ăsta e harul lui Dumnezeu. Știi de ce ți-a lungit Dumnezeu viața, omule? Ca să te împaci cu El înainte de a pleca de pe pământul ăsta. Pentru că în momentul când cartea s-a închis cu faptele tale, când îngerul a terminat de scris ultimele tale gânduri, ultimele tale cuvinte pe care le-ai rostit cu buzele tale și ultimele tale fapte când a terminat de scris și când cartea s-a închis, nu te mai duce nimeni niciodată. Citiți în Luca 16, s-a amintit de Lazar și de bogatul cel nemilos, nemilostiv. Citiți cu ochii voștri, dacă nu am Noi Testamente, am eu cel puțin vreo 50. Cred că mai are și Iosif la biserică, se găsesc Biblii mai puțin. Dar în Noul Testament citește acolo și ai să vezi, scrie cum a amintit Ion înainte. A murit, Lazar a fost dus de îngeri, ați auzit bine? Nu de demoni, de îngeri în sânul lui Avraam. Săracul Lazar, acesta care era așa de sărac cum sunt și unii oameni din Tămășoaia, de la Rădeana, de la Bâlca, din multe sate ale noastre și cum este și casa aceasta. O să ajungă filmul acesta la marginile pământului, la frați din America, din Australia, din Africa, de peste tot și din Europa și până în Siberia. Ca să vadă cum trăiesc oamenii simpli în secolul acesta, când sunt vile somptoase și sunt bogați nemilostivi care se scaldă în averi, în lucruri de lux, care merg în stațiuni de lux o grămadă de timp și se distrează. Și voi trăiți aici în case de astea de lut, simple, și îți vă duceți viața în simplitatea voastră și în credința voastră. Fiți fericiți pentru asta, să nu cârtiți. Cârtirea, să știți că e un păcat mare, nemulțumirea e un păcat mare. Când evreii au rătăcit prin pustie, au murit cu miile într-o singură zi din cauza că au cârtit, că nu le mai plăceau carnea de prepelițe și mana care cădea din cer acolo și au cârtit. Alții au murit cu miile, odată scrie 14.000, cred că au murit din cauza curviei, că s-au prins în pofte unii pentru alții și așa mai departe. O să-L lăudați pe Dumnezeu și vă spun din inimă, celor aleși, celor care căutați pe Dumnezeu în simplitatea voastră, așa cum ați auzit, care vreți azi să vă schimbați stăpânul, nu e Boca și nici ăștia toți de care ați auzit, stăpânii noștri, n-au murit niciunul din ei pentru noi, numai Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Și în cartea asta scrie așa, este un singur mijlocitor, Tatăl tuturor și un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și gândește-te că Hristos a trăit într-un sat care semăna cu Tămășoaia. N-avea sigur parchet pe jos, avea lut și se ducea cu găleata la apă, la fântână și n-avea canalizare și internet și alte lucruri. Și totuși a trăit ca om, a purtat durerile noastre, s-a rugat noaptea pentru păcatele noastre, a plâns, a strigat la Dumnezeu, scrie în Evrei 5:7, cu strigăte mari și cu lacrimi ca să-L izbăvească de la moarte. Și a fost izbăvit. De la care moarte? Așa scrie, fiind ascultat, a fost izbăvit de la moartea care ar fi venit dacă ar fi păcătuit vreo singură dată. Și El nici o dată n-a păcătuit, dar a fost ispitit. Mai citiți Scriptura,
Alo, și voi de acolo, de departe, a fost ispitit Hristos? Da, scrie aici, în toate lucrurile, la fel cum suntem noi ispitiți, dar niciodată n-a păcătuit. Gândiți-vă ce mijlocitor, ce mântuitor avem noi, că putem să ne încredem în El, să ne predăm viața în mâinile Lui. Să nu mergem la întâmplare ca și cum am avea o mahramă pe ochi spre veșnicia care ne așteaptă. O, gândiți-vă la asta voi din Tămășoaia, să vă dea Dumnezeu har, să fiți tare recunoscători. Nu uitați cum scrie aici, mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Ați auzit de casa petrecerii? Știți voi ce cântece murdare sunt acolo? Frumoasă-i vecina noastră și alte nebunii. Astea te duc în păcat, direct în iad. În loc să fii credincios femeii tale pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Păcătuiești cu alte femei, pentru că tot ce în lume, aceste lucruri murdare, cântece cu lucruri urâte, bancuri și prostii omenești, băbești, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Și Ioan ne spune în cartea aceasta, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă cineva iubește aceste lucruri, dragostea Tatălui nu este în el. De aceea, din toată inima, vă îndemn, prieteni din Tămășoaia, puneți-vă pe inimă și frații mei chiar, cred că de 7 ori, cel puțin am fost în adunare la voi, puneți-vă pe inimă să trăiți curat. Ca înaintea lui Dumnezeu, trăiți curat cu soțiile voastre și soțiile cu soții. Trăiți curat și învățați-vă copiii în frică de Dumnezeu. Dacă ați ști voi ce nebunie, că unii bătrâni nici nu știu, ce nebunie au acești copilași acum prin aceste telefoane, prin aceste internet, aceste lucruri murdare. Gândește-te, Sodoma și Gomora este aici în cutia asta. Și dacă tu n-ai înțelepciune de la Dumnezeu să-ți păzești copiii tăi, ei intră acolo și tu habar n-ai. Că văd lucrurile cele mai porcoase și mai urâte. Și văd cum păcătuiesc oamenii, cum am zis, păcate împotriva naturii. Nu voi spune numele păcatelor, pentru că din două motive nu voi spune. Unul este că dacă voi spune despre acești deșanțați care trăiesc ca animalele, aceste nume pe care ei le poartă, ei vor interzice acest video pe YouTube. De aceea nu voi da nume, dar chiar și Biblia spune ceva. Știți ce spune? Cine știe ce spune Biblia? E o rușine numai să vorbim și să spunem de ceea ce fac ei în ascuns. De aceea mă opresc să spun acele lucruri. Mai mult să vin și să vă povestesc câteva lucruri pe care Dumnezeu mi le-a descoperit de-a lungul aproape 50 de ani de când m-am întors la Dumnezeu. Da, au trecut anii. Mi-aduc aminte în tinerețe când am făcut școală de învățători. Din cauza unei profesoare de chimie care era ca mama noastră la Bârlad, mi-am pierdut credința, bruma de credință și am zis că nu cred că este Dumnezeu. Așa o amăgire diabolică avea această profesoară încât mi-a spus așa, măi copii, voi sunteți tineri, voi n-ați trecut prin viață, eu am văzut de toate în viața asta, nu poate să existe Dumnezeu. Deci dacă ea nu l-a găsit în laborator, când a pus în eprubet acolo, când a amestecat apa și cu uleiul sau acid sulfuric, credea că nu există Dumnezeu. Și cred că mai mulți dintre noi au fost schilodiți și au rătăcit un timp de la credință în perioada aceea, dar Dumnezeu s-a îndurat de mine. Când tatăl meu în 1977, la 1 martie, cu 4 zile înainte de marele cutremur, era în sicriu, în casă, a venit o soră de la Copăcești, Ilinca Ivan, încă trăiește, fie acolo, fie la băiatul ei, lângă Brașov, și mi-a adus cartea asta. A fost de la Dumnezeu. A venit la mine, m-a chemat la poartă și a spus, domnul învățător, știu că sunteți necășit. V-a murit tatăl, uitați, eu cred că în cartea asta veți găsi mângâiere, veți găsi alinare, dacă vreți să citiți în ea. Mulțumesc, am luat-o, am intrat în casă și s-a deschis la proverbele lui Solomon. Când am început să citesc, am zis așa, unde a stat
cartea asta 22 de ani. N-am știut că există așa ceva. Am învățat proverbe multe, că să știți că nu se naște încă o dată sau din nou. Cu nici un chip nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci Nicodim bătrânul îi spune, cum se poate face așa ceva? Poate un om bătrân ca mine să intre iar în pântecele maicii sale să se mai nască o dată? Ioan capitolul 3, să citiți acasă la început, să citiți cu ochii voștri, să vedeți aceste versete. Și apoi Domnul Iisus îi spune, dacă nu te naști din apă, și apa e cuvântul lui Dumnezeu, și din Duh Sfânt, care este puterea lui Dumnezeu, care ne naște din nou. Ce naște din nou? Mintea omului, care înainte era stricată la nevasta altuia, la bunul altuia, la tot felul de lucruri murdare din lumea asta. Da, noi trebuie să fim născuți din nou, născuți încă o dată, adică mintea se înnoiește. Uitați-vă la noi. Și la mine, acum 50 de ani, și eu mergeam la discotecă și țupăiam acolo și așa. Și poate că beam un pahar de vin mai în plus, că așa era la Rucinești, vin mult. Și cei mai mulți săraci au murit de beție pe acolo și așa mai departe. Dar în momentul când Dumnezeu m-a născut din nou, am primit o minte nouă. Acum vorbesc cuvintele lui Dumnezeu. Nu mai vorbesc basme, lumești și băbești. Acum nu mă mai cert cu oameni pentru bani sau lucruri fără rost pământești și așa mai departe. Asta înseamnă naștere din nou. Naștere din Dumnezeu. Și cuvântul ăsta este în inima mea. Aș putea să stau până la 12 noaptea, ba până dimineața, și să vă spun de aici din cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu este scopul acestei înmormântări. În orice caz, cu sora noastră, fiți liniștiți că ea, în orice caz, acum a intrat în odihnă. Când te uiți la cimitir, pe unele cruci știți că scrie cu tare, Maria, cum o mai chema, ce spune? A intrat sau aici? Cum scrie? Aici odihnește. Robul, o, dea Dumnezeu, nu rob al păcatului, că mulți robi ai păcatului locuiesc acolo și scrie o minciună pe cruci. Nu! Robul lui Dumnezeu înseamnă care face voia stăpânului său. Care nu mai face voia lui, nici a mamei, nici a nevestei, nici a vecinilor, nici a păcătoșilor celor din jurul lui, ci voia Tatălui. Da, eu vă doresc din inimă, știu și înțeleg, mai vorbim puțin și pe drum, să dea Dumnezeu har ca, în adevăr, ziua aceasta în care ați putut auzi cuvântul lui Dumnezeu și n-a fost numai pentru voi, va fi pentru multe suflete. Să dea Dumnezeu să vă întoarceți de la idoli la Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne închinăm la garduri, am văzut oameni că se închinau și la o fereastră de termopan și că era sfințită și alte nebunii. Astea sunt lucruri nesănătoase la cap. Noi nu trebuie să pupăm oase și să ne închinăm la oase de morți. În vechime, când cineva atingea un mort, era socotit necurat. Și acum oamenii cred că dacă sărută oasele, dacă poate nici nu s-a ale unui sfânt, cine știe ale cui și așa mai departe. O grămadă de nebunii, erezii au intrat între oamenii care se cred copii ai lui Dumnezeu și au dreapta religie. Ca să nu mai vorbim de cei care se închină la statui, știți că sunt și de aceștia. O, să dea Dumnezeu har, să vă întoarceți de la idoli la Dumnezeu, să aud de unii din voi care ați fost azi aici sau care veți auzi cuvintele astea, că voi da și numărul meu de telefon de obicei pe YouTube. Să aud lucruri bune, să aud că v-ați împăcat cu Dumnezeu, că nu mai mergeți cu capul în ceață, cum a fost dimineața la judo, ceață și o burniță de nu se vedea nimic aproape, până în ziua aceea, în ziua morții și nu știți unde plecați. Atunci, ci să vă treziți din somn, să luați Noul Testament, dacă Biblie găsiți mai greu, să citiți ce ați auzit. Luca 16, acolo și lucru principal, uitam să-l spun, este acesta. Zice bogatul nemilostiv și orice păcătos care va fi acolo în jarul ăla și va fi chinuit. Zice așa, Părinte Avraame, lasă-te rog pe Lazăr să vină să-mi ude măcar vârful limbii cu puțină apă, că grozav sunt chinuit în văbaia aceasta. Știți ce îi spune Avraam? Nu, bogatule, nu pot. Știți ce îi spune? Au
și voi toți din Tămășoaia și toți din România și diaspora au pe Moise și pe proroci. Ăștia sunt. Caută-i în cuvântul lui Dumnezeu. Moise și proroci. Și apoi, atenție ce spune ei, nu-ți vine a crede. Noi am văzut și învieri din morți și au fost și vor mai fi, cred că. Dar ascultă numai. A făcut și Iisus învieri și Petru și niște proroci în vechime învieri din morți. Dar, gândește-te, el îi spune mai departe, dacă n-ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Deci tu, omule, care auzi asta de pe fața pământului, ține minte, dacă nu asculți de cuvântul lui Dumnezeu, nici dacă vei vedea înviind un mort, nu vei crede. Și asta știți ce înseamnă? Înseamnă împietrire. Înseamnă un mort care merge pe picioare, mort față de Dumnezeu și care în curând va fi și băgat într-un mormânt și fără nicio nădejde. Vreau să fiți siguri că după plecarea voastră nici nepoții, nici copiii, nici neamurile, nici un centimetru nu vă va putea muta din locuința morților, din chin, dacă muriți păcătoși. De aceea omul trebuie să se împace cu Dumnezeu câtă vreme ai pe drumul vieții. Nu să aștepte ca unul care e întunecat la minte ziua, mai târziu mă pocăiesc, mai la bătrânețe, mai fac ce poftesc, mai fac prostii și păcate. Da, și apoi zice mai departe cum se încheie pilda între despre Lazar și bogatul nemilostiv. Și apoi zice Avram, ascultă, între noi și voi, unii n-ascultați, veți asculta în iad dacă acum nu vă pocăiți. Zice Avraam așa, între noi și voi este o prăpastie așa de adâncă și de mare, încât nimeni niciodată, nu cum papa a măgit și a băgat miliarde de oameni în iad cu purgatoriul lui și cu providențele și oamenii plăteau ca să-i mai ierte niște păcate. Nici de cum, nici cu ceea ce fac urmașii tăi după tine, nici un centimetru. A zis cuvântul lui Dumnezeu, a zis Avraam, care e unul din cei mai mari sfinți, strămoșul evreilor, cuvântul acesta. Și atunci rămâne valabil, între noi și voi e o prăpastie așa de mare că niciodată nu poate trece nimeni, nici de la noi la voi, nici de la voi la noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Să puneți la inimă, dacă Duhul Sfânt se va îndura de voi, care nu v-ați împăcat până acum cu Dumnezeu, veți crede. Dacă nu credeți acum, veți da un telefon de pe patul spitalului, să vă dea Dumnezeu har, în schimb să nu plecați nemântuiți din viața aceasta. Chiar dacă va trebui să vă zdrobească, am auzit de tineri și ați auzit și de Neșul sau cum îl cheamă, fotbalistul, și au fost și alții care până la urmă Dumnezeu, dacă a vrut să-i cheme acasă, i-au adus într-un scaun cu rotile și n-au mai putut să fie vedete în fotbal sau în artă sau așa, și Dumnezeu i-a smerit și i-a făcut să se încreadă în el și să se împace cu Dumnezeu. Dar nu trebuie să aștepți ziua și ceasul acela, să-ți dea Dumnezeu har, o inimă caldă, primitoare, cum zice Iacov, fratele Domnului, în epistola lui, primiți cu plândețe cuvântul lui Dumnezeu sădit în inima voastră, care vă poate mântui sufletele. Dumnezeu să binecuvânteze Tămășoaia. Și asta trebuie să o spun în două minute, că vine vremea lui Anticrist. Nu socotiți așa că mai trăiți 20-40 de ani cât am trăit ăștia bătrâni. Nici de cum. În anii viitori vine Iisus Hristos pe nori. Vorbeam la o mormântare în Adjud. O soră bătrână din Copăcești care am mormântat-o la Adjud. Și în timp ce vorbeam aceste cuvinte, este filmarea făcută. Ne-am uitat pe cer. Era un cer senin și deodată s-a făcut un cerc pe cer, o lumină și un cerc perfect deasupra noastră în timp ce vorbeam. A fost un semn pe care Dumnezeu l-a arătat
că sora aceasta care a suferit din cauza bărbatului bețiv și rău, ca și alte femei evlavioase, a mers la Dumnezeu. A fost un semn pentru cei care erau acolo prezenți. Nu știu dacă azi va face Dumnezeu un semn și pentru voi, dar nu uitați, dacă n-ascultați de Moise și de proroci, nu vă ajută niciun semn. Să vă dea Dumnezeu har și inimi bune, să nu plângă copiii tăi și cei de după tine că ai plecat în iad bețiv și curvar și păcătos și neîmpăcat cu Dumnezeu. Nu-ți iartă nimeni păcatele, niciun om n-are voie să facă aceasta. Numai Iisus Hristos poate să ne ierte păcatele. El e jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Să vă dea Dumnezeu har. Mulțumesc din inimă că s-a făcut ceva liniște. În orice caz, pe mine nu m-a deranjat. Nu uitați că sunt o grămadă de îngeri, că tu nu vezi. Dumnezeu are miliarde și miliarde și sunt mulți în locul acesta, dar sunt și o grămadă de demoni în văzduh, care vin la inima ta și te împiedică să crezi. De ce parte te dai tu? Dacă te dai de partea demonilor, vei merge cu ei în locul acela de chin. Dă-te de partea lui Dumnezeu și a îngerilor lui buni și fii împreună cu cei ce cheamă pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Dumnezeu să vă binecuvânteze bogat la aceasta. Amin. Amin. Domnul. Predic.